Bună ziua, bună dimineața, bine v-am regăsit, sunteți pe canal de YouTube Resia Clar Viziune, citire pe foaie. Astăzi am să încerc din nou să vă fac citirea în apă, însă înainte să încep vă mulțumesc pentru prezență, pentru like-uri, noilor abonați, vechilor abonați care tot reveniți și mă bucur că mă susțineți în continuare. Vă doresc o zi minunată de miercuri, nu? Miercuri azi. Și să începem cu citirea în apă sau joi. Nici nu mai știu, deci sunt zăpăcită rău astăzi. Bun. Și totuși, haideți să... Nu e miercuri, hai că sunt bine încă. Sunt bine încă, sunt încă sub control. Bun. Haideți să vedem ce vă mai cade în apă astăzi. Da? Aveți clemență cu mine pentru că am emoții la apă pe YouTube. Ați văzut că eu nu prea fac apa cum am început. Și încă mai am surprize pentru dumneavoastră. Doar să rămâneți prin preajmă. Bun. Este o citire generală, da, ca să înțelegem, să înțelegeți și cu siguranță, ca de obicei, nu se poate potrivi citerea tuturor și mai ales în apă e un pic mai dificil pentru că sunt vizate direct persoane, adică n-are cum să... Pe cine nimerez, nimerez, pe cine nu, nu. Asta este. Bun. Văd o inițială de M, nume sau prenume. Veți avea o înălțare, vă veți rezolva niște probleme cât de curând. Cât de curând însemnând în luna aceasta, da? Vă veți lua zborul din orice punct de vedere. Adică vă căsătoriți, vă despărțiți, vă mutați, plecați la drum, nu știu, orice. Da, dar este de bine. Văd aici o inimă ușor frântă. Acolo unde aveți iepuri, are cineva iepuri în casă, în curte, în casă. Acolo... Există cineva care suferă din cauza unei dragosti, dar nu trebuie să fiți neapărat voi, poate e cineva din casă, copilul, poate fi și asta. Da, e undeva, sunt niște probleme acolo. Cei care stați cu casa la răsărit. Totuși trebuie să mai aprindeți lumânări mici, albe. Trebuie să vă faceți ceva, să mai curățați casa sau să dați lumină acelui loc. Am aici... 3 puncte, ia să vedem pentru cine, 3 zile, 3 săptămâni, 3 zile, 3 săptămâni, veți lua un dar de bani și încheiați o situație sau veți da, se poate întâmpla unii chiar nu mai să dați, dar scăpați de o problemă sau unii primesc și tot așa vă achitați o datorie și scăpați de o problemă materială. Am aici pe cineva care face fizioterapie sau kinoterapie. O să vă mai îndreptați, da? O să vă fie mai bine. Inițiala de V. V, nume sau prenume.
vă veți schimba serviciul sau veți lua un examen, indiferent despre ce este vorba, da? Și aici am o înălțare luna aceasta. Inițiala de a vă împăcați cu cineva, ori sunteți cu I, ori cu A, este același lucru. Ori sunteți cu A, nume sau prenume, și vă împăcați cu cineva cu litera I, ori sunteți cu I și vă împăcați cu litera A. În orice caz, I și A vă țineți de mână. Dacă aveți nume și prenume A și I, în schimb, dacă aveți A și I, nume și prenume, deci același nume cu A și I, trageți linie la ceva. Puneți punct. Puneți punct unei situații. Văd aici un semn. Nu știu, cred că se uită cineva care totuși este aici, cineva care e musulman sau sunteți, aveți altă religie, femeie, bărbat. Aveți o jumătate de verighetă aici. Vă este teamă de ceva, ori să vă căsătoriți, ori să divorțați. Sau nu puteți? Persoanele care aveți părul vulvoi sus, dar nu este părul lung în coc. Este doar, poate fi părul scurt până la ceafă, da? Până la ceafă, dar bogat sus. Deci nu stă prea bine astăzi, în momentul ăsta când veți. Ori e ondulat, ori v-ați făcut permanent oriceva. Că văd părul voi sus, să știți că vă luminați la cap. Asta înseamnă că vă rezolvați o problemă de sănătate care ține de cap, orice ar fi, da? Polip sinuzită, o să vă fie mai bine la unii dintre dumneavoastră, iar la alții pur și simplu vă luminați la cap, înseamnă că o să vă dați seama de anumite lucruri, vă deschideți mintea cum ar fi. Și veți înțelege mai bine niște lucruri sau vă dați seama de niște lucruri sau veți afla niște secrete care vă vor ajuta să luați o decizie corectă. Și aici am o câmpie, un soare. La litera N, cele care aveți câmpie în față sau stați la câmpie cu inițiala de N, sunteți blocați pe vânzarea unui teren sau a unei case, să știți. Sunteți, uite, aveți un pic de blocaj. Da, vezi, acum văd și baltă și șarpe, da, e luna martie. E luna martie, deci faceți-vă protecție care cum puteți. Eu nu zic că toată lumea acum are ceva făcut sau toată lumea merge la baltă, dar uite. Uite, se aruncă pentru spor. Aveți grijă la bani, nu dați bani împrumut. Nu numai pe nouă, dar așa, toată luna martie. Așa, inițiala de L, vedeți că o să vă doară capul, aveți o problemă cu sănătatea și nu știu dacă capul mai repede ceafa, da? Ori nu dormiți bine de la o vreme, ori pur și simplu da, aveți o problemă la ceafă sau la coloană, da? Îmi indică ceafa aici, deci trebuie să mergeți neapărat la doctor pentru că nu mergeți la doctor, da? Trebuie să vă faceți ceva. Acolo.
Văd că mergeți și la un cimitir, la cineva care a murit de curând, ia uite. 1, 2, de 2 luni. Aveți pe cineva care a murit de 2 săptămâni, de 2 zile, de 2 luni. Este crucea proaspătă. Dar ca să vă liniștesc un pic, să nu fiți... Voi sunteți mai supărate decât cel care a decedat sau cea care a decedat. Acum, e ca și cum, băi, am soare, sunt mai bine aici, știți? Adică voi vă știți care ați avut decese în familie acum sau mai ales din casă, de fapt. Vreau să stați liniștiți că are soare acolo cumva. Da, aici cineva primește o veste proastă, ia să vedem de la drum. Azi, mâine, poi mâine, destul de repede, o veste proastă de la drum. Vreau să mai văd aici. O veste proastă de la drum, e o pasăre neagră. Da, cineva cu litera T. T, în nume sau prenume, o să primiți de la drum o veste mai proastă și cred că tot despre o boală a cuiva. Ia să mai vedem. Inițiala de când, nume sau prenume, să știți că de două puncte, de două săptămâni sau de două luni ați luat o decizie proastă. O decizie proastă în sensul, nu știu, ați păcălit pe cineva cu niște bani sau vreți să păcăliți sau să nu dați toți banii. Sau ați luat decizii proaste care le face rău sau le-au făcut și altora. Da, le-au făcut, nu știu, le-ați făcut rău sau le faceți rău cu decizia asta. Da. Și veți pierde de 3 ori mai mult decât ați păcălit, ca să știți, să vă puneți la adăpost dacă mai puteți. Și aici cineva schimbă o mașină cu un bot ascuțit sau cu faruri ascuțite. Dacă aveți cu faruri ascuțite sau botul mai ascuțit, o schimbați sau poate vă schimbați una cu o față mai ascuțită așa. Dar în orice caz este o mașină care ori e mai vechiuță, ori vă cumpărați un model mai vechi pentru că sunteți voi obsedați de modelele acestea mai vechi. Da? Sau cineva din casă, na, poate nu voi. Femeile sunt cu noul, nu cu vechiul. Am și aici un bărbat cu litera A pe care îl aveți în nume sau prenume, care este căzut în cap, o să dea faliment sau nu o să mai câștige bani sau se întâmplă ceva. Va pierde bani. Sunteți un pic în stand-by, săptămâna este una bună sau zilele următoare sunt, veți fi ok, așa, doar că unii dintre voi sunteți un pic, nu știu, așteptați un moment, așteptați un moment potrivit pentru a lua decizii.
Nu știu, vedeți un turn pe geam? Cine vede un turn pe geam? Veți face două drumuri, să știți. Cine vede un turn pe geam, indiferent de ce, de căldură, de apă, de fum, de ceva, de la un, nu știu, un turn, poate să fie și biserică, poate fi și cineva care are un coș mai înalt și vă uitați și îl vedeți de pe geam, veți pleca la un drum și de la drumul ăla veți pleca în altă parte, veți schimba locul de 2 ori, ori vă mutați în următoarea perioadă de 2 ori, în următorii 2 ani, dar nu cred, e mult. Sau plecați dintr-un oraș în altul, nu e obligatoriu în străinătate, ca să ne înțelegem, da? Uite, am o oană aici. Oana, nu te întoarce în trecut pentru că vei rămâne la pat, deci vei fi la fel de supărată sau Oana Ioana, da? Vei fi la fel de supărată sau poate chiar mai supărată. Trecutul tău te-a dus la pierzanie și așa va fi și de acum încolo. Probabil că vor fi primele 1, 2, 3 luni sau chiar numai o lună. Mai bine și pe urmă din nou se va întâmpla la fel ce s-a întâmplat în trecut. Deci, mare grijă. Ia uite. Și zburați cu avionul către o țară balcanică. Da? Bun. Ia să vedem. Aveți o vecină, aici e valabil pentru cei care stați la curte, vecin sau vecină, dar e gard în gard. Are ciocul foarte ascuțit, foarte multă bârfă și vorbește foarte mult sau vorbește prost sau dacă nu sunteți certați cu ea, înseamnă că bârfește mult sau vă vorbește de rău și voi nu știți, aveți grijă, da? Nu mai spuneți ce, nu știu, că sunteți, ia uite, stă cu gura pe voi sau nu, ceva nemulțumiri. Aici vă veți certa cu ea totuși sau cu el, vecină, vecin. Ia să vedem și pe partea asta alaltă. Ah, 1, 2, 3. Vedeți apa? Gâște lebede, aveți o apă lângă voi? Poate nu neapărat o vedeți de pe geam sau. Dar văd o apă care are gâște rațe pe ea, da? Vedeți că o să dați bani afară din casă. Cât de curând. Sau să vă țineți banii pentru că vor veni plăți sau vor veni lucruri. Adică nu m-aș grăbi să investesc acum sau să cheltuie, aș mai aștepta totuși. Și iarăși un bărbat cu litera A se ascunde de voi, ascunde ceva și e bărbat că l-am văzut mare. Secrete, dar nu neapărat. Nu știți tot despre această persoană. Nu neapărat de rău, dar nu știți tot. Și parcă vin și niște bănuți, dar un pic mai greu până la sfârșitul săptămânii. Hai să zicem săptămâna viitoare. Daruri mici, dar mai greuți așa, deși nu văd pagube așa neapărat, deci se pare că bănuți vor intra, dar vin mai greu acum. Sau vi se pare vouă că vin mai greu, aveți nevoie și vi se pare că nu mai vin odată.
Ce am o R aici. Cei care sunteți cu inițiala de R, pentru servici vă cade foarte bine, dar mai trebuie să faceți ceva, să faceți niște schimbări sau să mergeți să dați examene sau ceva. Nu mai stați așa. Nu mai stați. Din nou, în 2 zile, 2 zile, 2 săptămâni vă veți ține cu persoana iubită de mână. Dar aici este cei care deja sunteți, cred, cu cineva și nu aveți o relație concretă sau aveți o relație bună, dar sunteți departe unul de celălalt. Dar în 2 săptămâni maxim vă veți ține de mână cu cineva, cu persoana iubită sau cu pur și simplu persoană pe care o agreați. Iar cei care lucrați într-o instituție, într-un bloc înalt, cu geamuri multe sau ceva foarte înalt, deci înalt, da, cu geamuri multe și înalte, înalte, o să vă împartă în două. O să vi se schimbe etajul, locul de muncă, biroul, încăperile, se împarte în două. Sau vă pune pe mai mulți într-o parte, vă mută sau se întâmplă ceva aici pentru că s-a întâmplat ceva, ori pur și simplu nu mai sunt ocupate birourile și se strâng rândurile cum ar fi. În schimb, și alții dintre voi vă veți muta pe o altă secție sau pur și simplu care nu aveți servici, veți lucra cumva aproape în același domeniu, dar pe altă secție. Deci, cum ar fi dacă până acum făceați prăjituri, de acum încolo să faceți paste făinoase sau pateuri, cum ar fi. Da, sau o chestie de genul ăsta. Văd aici doi ochi mari, bulbucați. Dacă aveți pe cineva cu ochii mari, bulbucați, o să plângă. Da. Femeie, bărbat, nu contează. Cineva care face karate, arte marțiale. O să fie îngenunchiată persoana asta, nu știu la ce manieră, ori o să piardă, de exemplu, un concurs sau o să piardă locul întâi sau o să aibă o problemă că va fi îngenunchiată. Da. Și am pe cineva aici care și patinează sau joacă hockey sau golf. Pentru că văd un băț din acela de golf sau de hockey, nu pot să-mi dau seama exact dacă e golf sau hockey. Sau poate nu mai jucați, dar aveți o chestie de asta în casă. Dacă o aveți și chiar dacă nu jucați, că aici era ideea. Vă veți duce la o petrecere. Și veți cunoaște pe cineva, să ieșiți din casă dacă veți fi invitați. Da. Bun, cam atât. Nu vreau să vă plictisesc pentru că durează până văd foarte bine. Nu e ca pe bandă, îmi pare rău, nu e ca la cărți, să-mi turuie gura. Și nu vreau să vă plictisesc. Deci cam asta a fost pentru astăzi. Eu vă mulțumesc pentru vizualizări și ne reauzim la următoarea citire. Mulțumesc frumos, la revedere!